Autoritățile locale ale orașului Victoria vor ca ursul atacator să fie împușcat. În acest sens, ei au redactat o adresă către Ministerul Mediului. Pentru siguranța cetățenilor, la această oră au loc mai multe patrulări ale jandarmeriei, dar și ale firmei de pază din cadrul primăriei Victoria. Duminică, în jurul orei 14, un urs care a fost fugărit de către viștea de sus a intrat pe la policlinică în apropierea centrului de permanență. Și în fugă, acolo a dat de o mamă cu doi copii, a sărit pe cei doi copii și i-a zgâriat în saltul care l-a făcut peste, să treacă peste ei. Și fiind încolțit, el și-a continuat drumul în fugă. A mai parcurs vreo 500 de metri și a ajuns pe strada Muncii. Un întâmplător, un cetățean, a ieșit din casă, a lemnit, s-a speriat, ursul l-a împins, a căzut jos și de acolo și-a continuat drumul și a părăsit orașul prin partea de vest către râu. La noi surprins este că ursul nu a mai fost de foarte mult timp aici. Noi suntem situați ca orașul Victoria la în jur de 4-5 km față de lezierea pădurii. Iar ursul, dacă a intrat, a venit de pe un teren vinat de către viștea de sus, încolțit de câini. Nu a găsit altă posibilitate de a fugi decât unde a găsit luar liber. Și din cauza asta a venit în orașul Victoria. Noi suntem, cum să spun, destul de fericiți pentru că nu a fost un eveniment mai grav. Măsurile noastre care au fost, imediat au venit și jandarmii care sunt forestieri. Jandarmii forestieri au rămas la marginea orașului și cu semnale sonore. Și nu s-a mai constatat pe timp de noapte că am mai avut probleme. Între timp a sunat PSOIM, Asociația de Vânători, a venit cu câinii dresați și le-au făcut o goană pentru a vedea urmele și unde este. După vreo 2-3 ore în care ei au făcut goana respectiv, nu au mai dat de urma lui, s-a constatat că l-a luat-o către Sumenă, în partea de spus către Sumenă și probabil că s-a dus în pădure. Noi astăzi vom face o adresă către Ministerul Mediului și Pădurilor, prin care solicităm ca acest urs care este periculos, nu numai pentru orașul nostru, ci pentru comunitățile din jur, să fie extras. Extras din zona. Amintim că au fost momente de groază ieri în Victoria. Doi copii și un bărbat au fost răniți de un urs în plină zi pe stradă. Momentul în care sălbăticiunea a dat peste bărbat a fost surprins de un șofer. Cei doi copii au răni la cap, dar leziunile nu sunt grave. Uite, filmezi? Da. Mamă, ce, dă-te! Vai, să mă ieși din casă. Băi. În goana sa prin oraș, animalul a fost zărit de mai mulți oameni care au sunat la 112. Localnicii au fost avertizați prin sistemul Ro Alert de prezența ursului și li s-a cerut să stea în case. A fost anunțat pe numărul 112 prezența unui urs în orașul Victoria. Imediat s-a transmis un mesaj pentru informarea populației din zonă prin sistemul Ro Alert. Totodată la fața locului s-au deplasat un echipaj smurt și un echipaj de jandarmi. Doi copii în vârstă de 3 și 4 ani au fost zgâriați la nivelul feței de către animal. Copiii s-au deplasat împreună cu părinții la centrul medical din localitate, unde au primit îngrijiri medicale. O ambulanță SAJ a preluat copiii și a transportat la spitalul din Făgăraș, iar ulterior copiii au ajuns la spitalul de boli infecțioase din municipiul Brașov. O altă persoană a fost atacată, vorbind de un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani. Acesta a suferit escoriații la nivelul antebrațului. I s-a acordat de asemenea asistența medicală necesară la fața locului de către paramedicii SMURD, dar bărbatul a refuzat transportul la spital. Copiii sunt în afara oricărui pericol, au suferit ușoare zgârieturi. Dacă ne întâlnim cu ursul în localitate, ar trebui în primul rând să ne păstrăm calmul și să evităm pe cât posibil contactul vizual cu animalul. Animalul nu trebuie să se simtă amenințat și este recomandat să se facă zgomot în continuu. Bărbatul atacat nu a vrut să meargă la spital. Cei doi copii, în schimb, au fost duși la spitalul din Făgăraș, unde medicii le-au curățat rănile de pe față și le-au administrat serul antitetanus. De acolo, cei mici au fost transferați la spitalul de boli infecțioase din Brașov pentru alte investigații.